Îmi face o deosebită plăcere să anunț premiul special. Un premiu special care vine din iubire pentru Mercedia și pentru cel care de 9 ani este alături de voi și se numește Daniel. Mihaela Mihailescu din Călăraș, 21 de ani, studentă la ASEM București, ne oferă melodia lui Temistocle Popa, muzică și versul, se întâmplă câteodată. Iată că după ce anul trecut a luat premiul special Jol Chereștei și a mai obținut anul acesta o mențiune la Amara, Mihaela obține acest premiu prestigios. Justificare cu o motivație foarte frumoasă, nu o citesc aici, dar cu siguranță laureata se va bucura să afle acest lucru, se îndreaptă către domnișoara Sabrina Diacov din Bragadinul. În bucurești și da, nu vă ocupe 10 ani, foarte frumoasă Sabrina. Veronica Doroș din Ucraina. 22 de ani. O interpretă a stat. A sărbit conservatorul cu muzician în toată regula. Veselă și fericită. Ior Moise Bădulescu, Vitești, România. Alexandru Tărățeanu. Alexandru Tărățeanu din Ucraina. În Ucraina. În Ucraina de 23 de ani și cu foarte talentată de seara Alexandru. Îi doresc ca acest tânăr ca muzica să îl însoțească o viață de și acum premiul nostru se acordă unui tânăr din Italia, Luis Navarro. Luis Navarro din Italia, 26 de ani, napoletan, fierbinte. Felicitări! Domnișoarei Ana Maria Roșu. Acum poate veni Ana Maria Roșu din Roma, 20 de ani. Anul trecut a fost doar finalist, a făcut un salt uriaș, s-a pregătit și acum premiul 3 și premiul Andrei Chereștei. Da!
al publicului și locul premiul al doilea. Bravo, Madalina, felicitări! Câștigătorul premiului întâi al Festivalului de Muzică Ușoară Dans Fătaru este Ioana Gherghina. Ioana Gherghina din București. 22 de ani. Bravo, Ioana! Această ediție o descriu în următoarele cuvinte. Nu ar fi existat nici ediția aceasta dacă nu ar existat acei oameni minunați din cadrul primăriei municipiului Gidia și celor din Consiliul Local, pentru că ei sunt cei care au pus bazele acestui proiect. Le sunt recunoscător pentru că întotdeauna au fost alături. Mulțumesc pe această cale și publicul care a răspuns în fiecare seară cu căldură și tuturor concurenților care, într-adevăr, de-a lungul ultimelor săptămâni au pus suflet pentru interpretarea pieselor în cadrul acestei ediții. Un mesaj sintetic din partea administrației publice locale pe care ai reprezentat-o în această seară față de evenimentul din aceste trei zile. Un mesaj ar putea fi referitor la cultura din Medgidia, care nu trebuie să se piardă. Evenimente culturale de orice fel, precum cel petrecut în acest final de săptămână, precum tabăra de pictură care doar ce a avut loc, festivalul de teatru, lucruri, aspecte de care administrația locală se îngrijește, evenimente culturale care mențin sufletul comunității încă viu și noi toți, cetățenii, noi trebuie să ne modificăm un pic opțiunile și să încercăm să participăm din ce în ce mai mult la astfel de evenimente.